Sorina Matei, repro.re.i. Dure la adresa României, după perchezițiile de la Cambridge Analytica, noaptea ca, într-un stat în care funcționează justiția. Sorina Matei vine cu repro.re.i. Dure pentru statul român sublinierei nu numai în scandalul momentului. Replica ei vine după ce autoritățile britanice au autorizat percheziții de amploare la firma Cambridge Analytica. Iar jurnalista remarcă faptul ce oficialii au pus în aplicare mandatul imediat, chiar dacă era în miez de noapte, sublinierea susține ce asta se întâmplă într-un stat democratic în care mecanismele justiției funcționează. Aseară, a obținut mandat de la judecător sublinierei tot azi noapte 20 de oficiali ai statului au operat sublinierei pus în aplicare mandatul, ducându-se să percheziționeze Cambridge Analytica. Asta se întâmplă într-un stat democratic în care mecanismele justiției funcționează, în slujba cecenilor sublinierei protecției drepturilor lor, în timpul unui scandal de proporții a sublinierei în care este implicat establishmentul britanic sublinierei nu numai, servicii secrete puternice, politicieni de rang înalt, partide, industria militară de apărare, Her Majesty sublinierei punct cecenii. Noaptea ca punct într-un stat în care funcționează justiția. Pentru ce we have the empire and the common law? So, he don't you come over to Portugal and Lucy, scrie jurnalista pe Facebook.